Bună seara, sunt Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Marina Tauber își va petrece următoarele 30 de zile în penitenciarul 13, judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Ciocan, a emis astăzi un mandat de arestare pe numele acesteia. Eu vin în nume recunosc și vreau să vă spun că am luat cunoștință cu materiale așa zise, în ghilimele, și tot ce este scris aici, Zeci de tiruri au format hoz la Vama Leușeni. Potrivit serviciului Vamal, se întâmplă din cauza că Vama și România au intensificat controlele după ce ar fi crescut numărul de cazuri de contrabandă cu țigări. La o zi după semnarea acordului pentru reluarea exportului de cereale în Marea Neagră, armata rusă a atacat cu rachete portul din Odessa. Rusia a lansat azi dimineață 13 rachete asupra unui aerodrom militar din Kirovograd, omorând cel puțin 3 persoane. Au fost bombardate și regiunile Donetsk, Kharkov sau Dnipropetrovsk, mai mulți civili fiind răniți. Deputata partidului Șor, Marina Tauber, s-a ales astăzi cu un mandat de arest pentru un termen de 30 de zile. Magistrații de la judecătoria Chișinău au dat curs demersului procurorilor, iar conform deciziei ea a fost plasată în penitenciarul numărul 13. Tauber se declară nevinovată și spune că ar fi supusă unor presiuni politice, iar avocații săi au spus că vor contesta hotărârea instanței la Curtea de Apel. Marina Tauber a fost adusă astăzi la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana de către mascații de la CNA. Acolo aceasta era așteptată de mai mulți colegi de partid cu care s-a îmbrățișat pe holurile instanței. Deputata susține că nu este vinovată și că ar fi victima unor presiuni politice din partea guvernării. Eu vin în nume cunosc, vreau să am luat cunoștință cu materiale așa zise, în ghilimele, și tot ce este scris aici sunt poveri, nu știu de cine au tăcut, dar chiar de râsul găinilor ce este scris aici. Noi o să demonstrăm. În timp ce magistrații examinau demersul procurorilor afară, câțiva simpatizanți ai partidului Șor protestau. Marina, ești cu noi! Marina, ești cu noi! După câteva ore de deliberări, instanța a decis că Tauber își va petrece următoarele 30 de zile în penitenciarul 13. Ea a fost escortată în izolator tot de mascații de la CNA. Președinția nu a comentat acuzațiile Marinei Tauber. Am considerat că există anumite riscuri privind sustragerea de la urmărire penală, riscuri privind distrugerea probelor, riscuri privind săvârșirea de alte infracțiuni. Instanța a acceptat aceste argumente prezentate de către procuror și a admis demersul. Potrivit încheierii instanța de judecată, învinuită va fi deținută în penitenciarul numărul 13. Avocații afirmă însă că decizia instanței este neîntemeiată și că o vor contesta. Acest dosar sunt 78 de file care au fost prezentate de către acuzatorul de stat. Nu conține nicio probă, niciuna, care reindicau pe Marina Tauber ca autor sau complice la infracțiunile care se incriminează. Tauber este învinuită pe două capete de acuzare, falsificarea raportului de gestionare financiară a partidului Șor pentru primul semestru al anului 2022 și acceptarea cu bună știință a finanțării partidului Șor de către un grup criminal organizat. Acum două zile aceasta a fost lipsită de imunitate pentru a treia oară, iar spre seară ea a fost reținută. Marina Tauber a mai rămas fără imunitate în septembrie 2019, când i se incrimina că a participat activ la devalizarea sistemului bancar, acordând ajutor în preluarea unei bănci de către grupul lui Ilan Șor. Atunci Tauber împreună cu Regina Apostolova au fost reținute pentru 72 de ore, iar apoi eliberate. Ulterior, Alexandru Stoianoglu a declarat că dosarul a fost pornit ilegal. A doua oară, Marinei Tauber i-a fost ridicată imunitatea pentru a fi investigată pe două capete de acuzare: escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, săvârșit de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor, care a fugit din țară acum 3 ani.
4 rachete rusești au fost lansate astăzi de armata rusă către portul din Odessa la nicio zi de la semnarea acordului dintre cele două state privind deblocarea exportului de cereale. Două dintre ele ar fi fost interceptate de sistemele antiaeriene ucrainene, în timp ce altele două au lovit zona portoară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat atacul. Rusia nu a venit deocamdată cu nicio reacție. Pe imaginile surprinse de un martor se vede cum o rachetă lovește zona docurilor unde sunt mai multe macarale, containere, dar și embarcațiuni. În urma loviturii a izbucnit un incendiu. Приход катер гідрографії Бурілка. І от там дальше видно катер ВМС Малин. Потрібно autorităților ucrainene, două rachete au fost distruse în aer, iar altele două au lovit o stație de pompare, afectând și alte imobile din apropierea portului. Depozitele de cereale nu au fost afectate, au precizat autoritățile din Ucraina. Cu câteva minute înainte de atac, un martor a surprins cum o rachetă zboară deasupra zonelor rezidențiale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că atacul asupra portului Odessa de astăzi a demonstrat că Moscova nu are de gând să respecte acordul de deblocare a exporturilor de cereale semnat ieri de Națiunile Unite, Turcia și Ucraina. Aceste acțiuni demonstrează un singur lucru: indiferent ce spune și promite, Rusia va găsi modalități de a nu pune în aplicare acest lucru, a scris liderul de la Kiev pe pagina sa de Telegram. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a condamnat ferm atacul rusesc asupra portului ucrainean Odessa și a criticat Moscova pentru agresiunea sa. Lovirea unei ținte esențiale pentru exportul de cereale la o zi după semnarea acordurilor de la Istanbul este deosebit de condamnabilă și demonstrează încă o dată disprețul total al Rusiei față de dreptul și angajamentele internaționale, a scris Borrell pe Twitter. În prezent, portul din Odessa a rămas practic singura trecere din Marea Neagră prin care pot fi transportate mărfuri. Cel puțin 3 persoane au murit în această dimineață după ce armata rusă a lovit cu 13 rachete un aerodrom militar ucrainean din regiunea Kirovograd. 9 persoane au fost rănite și în regiunea Donetsk în urma mai multor atacuri lansate de ruși. De bombardamente au fost guduite și orașele Sloviansk, Harkov, dar și Dnipropetrovsk. Acesta este momentul în care una din cele 13 rachete este lansată asupra regiunii Kirovograd. Guvernatorul regiunii a scris pe Telegram că victimele sunt doi paznici de la o stație de electricitate, dar și un soldat ucrainean. Alți 9 militari au fost răniți. În urma atacului, întreaga regiune a rămas fără lumină. Și în regiunea Donetsk, 9 civili au fost răniți în urma bombardamentelor. Oi, și unul! Leai! Guvernatorul regiunii a declarat că forțele ruse au atacat orașul Sloviansk cu bombe cu dispersie. Un bloc rezidențial a fost avariat. Autoritățile ucrainene au anunțat că rușii au atacat din nou regiunea Dnipropetrovsk și Harkov, unde obuzele au lovit o universitate și un bloc de locuințe. O persoană a fost rănită. Statul major al Ucrainei a precizat că armata a respins avansarea rușilor în direcția Siversk. Totodată, militarii ucraineni ar fi blocat înaintarea rușilor spre centrala electrică din regiunea Donetsk. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, în ultimele 48 de ore pe teritoriul țării vecine s-au dus lupte grele, în timp ce forțele ucrainene și-au continuat ofensiva împotriva Rusiei în provincia Kherson, la vest de râul Dnipro. Potrivit britanicilor, loviturile ucrainenilor au cauzat daune suplimentare podului cheie care face legătura dintre orașul Kherson și întreaga regiune, după ce Rusia a efectuat reparații temporare. Au rezistat mai bine de o lună în infernul declanșat de ruși în orașul ucrainean Mariupol, dar au reușit să scape și să ajungă în Moldova. Este drama unui cuplu de pensionari care au fost nevoiți să-și lase în urmă casa și orașul, care au fost șterse de pe fața pământului. Мы надеялись на то, что у нас будет спокойная, обеспеченная старость. Вот так мы думали, потому что мы считали, что мы ее заслужили. Vă spunem povestea soților Omelian în câteva minute la știri.
Sunt cozi kilometrice de camioane din nou la Vama Leușeni, potrivit serviciului Vamal de la noi. De această dată, rândurile s-au format din cauza că Vame și România au intensificat controlele după ce săptămâna aceasta un studiu realizat de o companie de cercetare din România arăta că în ultima perioadă s-ar fi înmulțit cazurile de contrabandă cu țigări. Din imaginile expediate în adresa redacției noastre de un martor, se văd zeci de camioane care stau într-un rând imens la Vama Leușeni. Potrivit serviciului Vamal al Republicii Moldova, se întâmplă pentru că verificările pe partea română s-au intensificat. Potrivit informațiilor, pornind de la unele îngânuiri și informații nejustificate valori apărute în Republica Moldova referitor la creșterea semnificativă a contrabandei cu țigări, autoritățile de control la frontieră din partea română au intensificat controale, ceea ce duce la creșterea timpului de traversare a frontierei pentru camioane. Reprezentanții instituției nu au putut să ne spună câte tiruri mai exact așteaptă să treacă frontiera și de cât timp stau acolo. Acum o lună, la toate punctele de trecere a frontierei moldo-române au fost formate echipe mixte de control a tirurilor. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Situații Excepționale pentru a fluidiza cozile kilometrice de camioane de la ieșirea din țară, formate din cauza unor probleme tehnice. În aceste zile sufocante, în care mercurul din termometre ajunge lejer la 35 de grade Celsius, riscul de a face insolație este tot mai mare, în primul rând fiind expuși copiii și bătrânii. Medicii avertizează părinții să fie prudenți și să își protejeze picii în condițiile în care meteorologii au emis ieri un nou cod galben de caniculă valabil până duminică. Insolația este cauzată de supraîncălzirea corpului după expunere prelungită la soare. Medicii atenționează părinții să nu-și țină copiii ore întregi sub razele solare. Condițiile de insolație sunt atunci când copilul este expus mult timp la razele solare, într-un spațiu poate fi deschis, dar la fel sunt periculoase și expunerea copilului în spații închise, așa cum sunt mașinile pe care copiii rămân în scaunelele auto pe 10-15 minute. O temperatură care poate crește de la 37 până la 50 de grade. Primele semne de insolație pot fi aparent nesemnificative, dar este important ca fiecare părinte să le recunoască și să le trateze ca atare. Un copil care a fost expus la soare mult timp și ar avea deja o gravitate a acestui proces, va fi agitat sau somnolent. Va avea dureri de căpșor, deci cefalee sau dureri abdominale. Vom putea vedea și hiperemie tegumentară dacă vom fi expuși la soare cu pielea neprotejată. Și, desigur, sunt și simptome mult mai complicate, cum ar fi convulsiile, deja pierderea de cunoștință, deci acestea care sunt și necesită o ospitalizare și adresare la unitatea de primiri urgente. Insolația poate fi prevenită, respectați câteva reguli simple. În afară de accesoriu pentru cap pe care îl avem și trebuie să-l aibă copilul în fiecare zi, să fie acoperit membrele cu o hăinuță din stofă naturală, subțire, largă, în bumbăcel, pentru a proteja de aceste arsuri. Al doilea lucru ar fi foarte esențial, este hidratarea continuă a copilului fracționat. Alt factor important ar fi aplicarea cremei cu protecție solară pe corpul copilașului. Iar plimbările în aer liber trebuie făcute până la ora 10 dimineața și după 16, când soarele nu este atât de puternic. Potrivit Departamentului de Medicină Urgentă din cadrul Spitalului de Copii Valentin Ignatenko, în acest an numărul adresărilor pe motiv de insolație la copii este mai mic față de anii precedenți. De la începutul caniculei până la moment am avut 3 adresări, dintre care 2 copii au fost spitalizați. În caz de hipertermie, transportați copilul într-o încăperă răcoroasă, administrați-i ușor lichide și aplicați comprese reci pe cap, gât și piept. Organizația Mondială a Sănătății a declarat virusul variola maimuței urgență sanitară globală. Anunțul a fost făcut astăzi de către directorul general al OMS după ședința de la Geneva. În Europa, riscul de transmitere este considerat ridicat. We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.
Este cel mai ridicat grad de alertă în sistemul folosit de OMS și vine ca urmare a unei creșteri a numărului de cazuri la nivel mondial. Încadrarea variolei maimuței la acest nivel de alertă obligă rețelele naționale de sănătate să-și intensifice măsurile de prevenire. Până acum, în Republica Moldova nu a fost depistat niciun caz de infectare. Casa a fost distrusă de rachete, iar odată cu războiul din Ucraina, gândul că vor prinde o bătrânețe liniștită și îndestulată s-a năruit în câteva clipe. Este drama a doi soți din Mariupol care au trecut prin foame, sete, ger și au văzut moarte de jur împrejur timp de câteva săptămâni. Credeau că își trăiesc ultimele zile, însă au reușit să supraviețuiască și să se evacueze din orașul șters de pe fața pământului. Acum soții se află în Moldova, la Orhei, unde au fost găzduiți și au primit susținere și multă căldură. Вот это наш дом в Мариуполе по улице Артема, 146. Мы жили на четвертом этаже. И весь наш дом сгорел. Квартира наша и все другие квартиры. Тяжело, конечно. Очень тяжело. Тот, что осталось в каминул лор, есть у гаура маре, яр висурили, планурили де витор и пофта де вьяца ау фост анлокуите де ун гол имэнс ин суфлетул лор. Людмила и Николай Емельяненко sunt doi soți care trăiau la Mariupol. Acolo au studiat și au întemeiat o familie și au lucrat împreună la combinatul metalurgic din oraș, ea jurist, el inginer șef, timp de 35 de ani. Cei doi s-au pensionat și sperau să-și trăiască bătrânețele în liniște și în siguranță. Pentru că noi считали, că noi ее заслужили. Потому что всю жизнь работали, трудились. Никогда ничего не делали плохого, мы только помогали всем вокруг. Soții terminaseră să-și renoveze casa, se bucurau de rolul de bunici și pur și simplu își trăiau viața până într-un moment. Нам позвонил сын, наверное, это было часов 6:30, и сказал: "Мама, началась война". Fiul și familia lui au părăsit orașul în prima zi de război și au emigrat în Elveția. Cei doi soți însă au rămas la Mariupol. Au urmat zile de coșmar, fără apă, electricitate și căldură. Там сидели в подвале и на улице готовили кушать, топили снег. Вот, выживали как могли. Soții au decis să-și părăsească locuința și s-au adăpostit în subsolul unor prieteni. Au aflat peste zile bune că la început de martie blocul în care locuiau a fost distrus de rachete, iar în urmă au rămas ruine. Взрывы были нереальные. Все горело, все взрывалось. Вот, и мы знаем о том, что погибли наши соседи. 14-го etaja, с 10-го etaja, с 11-го etaja. Au auzit bombardamentele de la teatrul din Mariupol și au fost martori atunci când spitalul de copii și secția maternitate au fost atacate și distruse de bombardamente. Totul se distrugea în jur, așa că la sfârșit de martie au decis să părăsească orașul. Там парень был в соседнем подъезде, у него машина стояла во дворе и не было стекла. Нам казалось вот все время, что нас кто-то ведет. Ну вот буквально мы видим смерть. Вот она рядом. И вдруг мы как-то вырываемся. Au pornit spre Zaporojie alături de alți 8 oameni, coloana de mașini fiind însoțită de militari ucraineni și ruși. Мы ехали по серой зоне с выключенными фарами в автобусах, с выключенными телефонами. Călătoria s-a întins pe o distanță de 2000 de kilometri. Frigul, stresul și tot ce au îndurat le-a adus soților probleme de sănătate, însă ajunși la Lvov au fost consultați de medici. După două săptămâni, Ludmila și Nicolae și-au cumpărat bilete spre Chișinău, iar la mijloc de aprilie au ajuns la Orhei. Начали успокаиваться, что мы нигде не грохочет, что мы в безопасности. Три недели у нас бежали слезы рекой просто вот сами себе. Мы не могли практически ничего, только вот слезы бежали и все. Cei doi locuiesc acum într-un apartament care le-a fost oferit gratuit. Când au ajuns, aveau doar hainele de pe ei, însă moldovenii i-au ajutat cu de toate. Я желаю всем, всем буквально всем, и особенно сейчас, Молдове, каждому гражданину Молдавии, чтобы все было у всех хорошо, чтобы никогда в жизни они не узнали и не услышали
Tot ce își doresc acum e să-și trăiască bătrânețele în pace și să aibă un cămin al lor în Moldova, țara care le-a oferit liniște și siguranță. O fundație de caritate a deschis un cont bancar pe numele soților ca să-și poată cumpăra o casă. Oamenii care vor să-i ajute să-și îndeplinească visul pot dona pentru ei. Datele bancare le puteți găsi pe site-ul protv.md. Deși a fost diagnosticată cu sindromul Down, Alexandra, în vârstă de 10 ani, se încăpăținează să-și depășească limitele și vrea să ducă o viață cât mai normală. Recent, adolescenta a început să frecventeze un curs de dansuri. Eu sunt Sasha. Мне 10 лет. Нравится тебе танцевать? Da, oricine, nici mâncă mâncare, nici să mâncă. Împreună cu Alexandra, alți câțiva tineri diagnosticați cu autism sau paralizie cerebrală merg la același curs, unde fac terapie prin dans. Îi cunoașteți în câteva minute la știri. Opoziția are îndoieli cu privire la votul prin internet, care ar urma să fie implementat în următorii câțiva ani în țara noastră, așa cum își propune Comisia Electorală Centrală și reprezentanții guvernării. Comuniștii și socialiștii se arată sceptici față de buna intenție a celor de la PAS și spun că Republica Moldova nu este pregătită pentru un astfel de sistem de vot. De cealaltă parte, liderul partidului de guvernământ afirmă că utilizarea tehnologiilor informaționale ar ușura procesul electoral, mai ales pentru diaspora. Spun că sunt mai multe lacune vis-a-vis și de securitatea votului, vis-a-vis de organizarea votului, vis-a-vis de mai multe aspecte și tehnice și juridice care pot interveni asupra calității procesului și care în fond pot vicea procedură, ceea ce ar fi foarte periculos, da, ca o intervenție nefastă, da, că totuși este un soft electronic și o intervenție nefastă sau un atac asupra acestui soft pot, în final, pot influența și rezultatul scrutinului. Nu știu dacă securitatea cibernetică permite corectitudinea acestui exercițiu, ținând cont că, dumneavoastră vedeți ce se întâmplă, sparg bănci care au un nivel de securitate foarte înalt. Atâta timp cât nu avem răspunsuri la întrebări ce ține de securitatea cibernetică. Sunt foarte sceptic și nu prea cu optimism privesc acest exercițiu. Reprezentanții PSRM susțin că ideea trebuie dezbătută minuțios în Parlament, întrucât propunerile venite luna trecută din partea Comisiei Electorale Centrale, care ar prezenta conceptul e-votare, pot fi un experiment nefast. Nici colegii de bloc ai socialiștilor nu aprobă ideea votului prin internet, precizând că Republica Moldova nu este pregătită pentru asta. Особенно мне понравилось в этом концепте, что человек может в течение дня изменить свой голос, изменить свое решение. На мой взгляд, это неправильно. В сегодняшних условиях, в условиях, когда правящая партия контролирует абсолютно все структуры государства, включая Центральную избирательную комиссию, имея определенных аутсорсинговых работников, которые умеют работать в интернете, это очень опасная концепция. На данный момент времени у нас нет доверия к правящей партии, к чистоте ее намерений. Я думаю, что это делается для того, чтобы сделать выборы фикцией и побеждать на них столько, сколько угодно. Reprezentanții PAS însă susțin că folosirea tehnologiilor informaționale ar fluidiza procesul și ar duce la dispariția cozilor de la birourile electorale, în special în diasporă. Noi am văzut că astfel de tehnologii le-au folosit și a aplicat colegii români atunci când au fost alegerile parlamentare, europarlamentare, ce a fost foarte bine. Iată, aici mie mi este clar și eu aș vrea cumva să preluăm această metodă. Trebuie să elaborăm foarte atent, să ne asigurăm de securitatea procesului electoral, de integritatea și că el, Doamne ferește, să nu fie viciat. Igor Grosu susține că nu se știe încă în câți ani moldovenii ar putea ajunge să voteze prin internet, întrucât până a fi implementat sistemul trebuie să fie foarte bine elaborat. Mai întâi o să testăm, o să simulăm, da, la un moment dat când o să fie mai mult sau mai puțin gata. Pentru că e vorba și de semnătura electronică, deci trebuie să avem un anumit grad de penetrare a semnăturii electronice,
masă critică de oameni să o aibă și să o folosească. Trebuie să o facem mai ieftină. Cei din opoziția extraparlamentară spun că așteaptă un proiect definitivat al acestui sistem pentru a se expune. Sunt și plusuri și minusuri, mai ales ținând cont și de aspectele tehnice pe care sunt destul de complicate. La sfârșitul lunii trecute, Comisia Electorală Centrală a aprobat conceptul e-votare, care prevede mai multe modificări la codul electoral, printre care posibilitatea votării prin internet. Pentru asta însă, cetățenii trebuie mai întâi să fie asigurați cu buletine de identitate și semnături electronice. Totodată, potrivit conceptului, alegerile online ar putea începe cu 3 zile înainte de ziua alegerilor. Potrivit reprezentanților CEC, proiectul a fost elaborat împreună cu societatea civilă, 2 experți internaționali de la Consiliul Europei și 5 instituții de stat, iar implementarea ar putea dura 3-4 ani. La mijlocul acestei luni, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat într-un interviu că votul electronic ar putea fi testat la următoarele alegeri naționale. Râul Bâc, afluent al Nistrului, care traversează capitala și se află de ani buni într-o stare proastă, ar putea fi reabilitat. Mai mulți experți internaționali contractați de Berd au realizat un studiu de fezabilitate și au venit cu mai multe soluții către primărie pentru a preveni inundațiile și a-l transforma într-o zonă de agrement. Pentru asta este nevoie de 20 de milioane de euro, bani pe care autoritățile le pot obține doar prin împrumut. Timp de un an, o companie internațională contractată de Berd a realizat un studiu de fezabilitate privind reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor. Experții au constatat că afluentul Nistrului inundă străzile orașului din cauza eroziunii malurilor și stării deplorabile pe care o are. În medie, este normal ca un râu să inunde o dată la 30 de ani, pe când râul Bâc o face la fiecare ploaie mai puternică, mai ales în zona străzii Albișoara. Potrivit studiului de fezabilitate, râul Bâc va fi reabilitat pe o distanță de 7,5 km, iar lucrările se vor desfășura pe etape. Râul va fi curățat cu ajutorul tehnicii speciale, iar copacii și vegetația de prisos vor fi nimicite. Totodată, experții susțin că este nevoie de extinderea bazinului hidrologic și a suprafețelor permeabile și impermeabile. Totodată, urmează să fie identificate soluții pentru devărsarea volumelor mari de apă. De asemenea, zona din preajma râului ar putea fi amenajată pentru recreerea oamenilor. Care se poate fi incorporate acolo în alte aluri, inclusiv anumite platforme care să permită, de fapt, oamenilor să se apropie de lup pentru pescuit. Specialiștii mai spun că Germania și Slovenia au reabilitat asemenea râuri cu succes. Orice proiect pentru a se materializa are nevoie de o fundamentare conceptuală, pentru ca lumea să înțeleagă exact în ce măsură și unde se intervine. Acesta este un prim eveniment de prezentare a rezultatelor acestui studiu. Urmează mai câteva proceduri legate de aprobarea finanțării în cadrul băncilor care urmează să finanțeze acest proiect. Pentru că acest proiect grandios să fie implementat, este nevoie de 20 de milioane de euro, care presupune a câte 8 milioane de euro împrumut de la BI și Berd și 4 milioane grant. Dacă finanțarea va fi aprobată, se va pregăti pachetul de documente și în toamnă proiectul va fi înaintat spre vot către Consiliul Municipal Chișinău. Lucrările ar putea dura timp de 3 ani. În 2020, pentru a preveni inundațiile de pe strada Albișoara, în zona podului din preajma circului, râul Bâc a fost curățat pe o lungime de circa 2 km, fiind evacuate 36.000 de tone de nămol și amenajate malurile. Atunci lucrările au costat circa 3,5 milioane de lei. Fac terapie prin dans, iar fiecare mișcare îi ajută să comunice mai ușor și să-și depășească limitele. Este vorba despre un grup de copii și tineri diagnosticați cu afecțiuni precum sindromul Down, autism sau paralizie cerebrală, care au început recent să frecventeze un curs de dans oferit gratuit de o fundație de caritate de la noi. Pentru ei, dansul nu este doar mișcare, ci și o modalitate de a se distra și a-și face prieteni. Alexandra are 10 ani și este diagnosticată cu sindromul Down. Acum aproximativ 2 luni, fata a descoperit o nouă pasiune, dansul, iar de atunci, în fiecare săptămână, este prezentă la lecții. Cel mai mult îi place să se miște pe ritmurile melodiei Macarena și să danseze în prima linie. Я сам Саша, у меня будет 10.
10 лет. Да. Нравится тебе танцевать? Это очень. Я могу макарен, я сам могу. После этого они и общаются между собой. Это для них и развитие, и реализации. Cu străduință și multă atenție dansează și Vladimir, care suferă de aceeași afecțiune. Tânărul are 26 de ani și a devenit sufletul colectivului datorită simțului, umorului și a carismei sale. Ну, ему нравится. Движение – это всегда полезно. Движение – это жизнь. И с удовольствием мы ходим. Опять же, это дисциплинирует. Все-таки это у него какое-то есть дело в жизни, вот что… В среду мы встаем и едем сюда. Iar pe Alexandru, în vârstă de 21 de ani, nici faptul că nu se poate deplasa fără ajutor nu îl oprește. Tânărul suferă de paralizie cerebrală și dansează cu mama sa. Он чувствует музыку, он танцует, ему очень здесь нравится, нравится общение с ребятами, это очень важно для них, потому что дома, сидя дома, он замыкается и деградирует, и даже не реагирует на любые предметы. Vlad are 18 ani și suferă de autism sever. Deși nu vorbește, tânărul ascultă cu atenție instrucțiunile profesorului și repetă mișcările cu străduință. Pentru persoanele cu dizabilități, dansul terapeutic este mai mult decât o mișcare pe muzică. Prin fiecare mișcare a lor, oamenii își trăiesc emoția, iar mișcarea preferată rămâne a fi îmbrățișarea. Для меня это вызов был в какой-то степени, когда ко мне обратились с просьбой помочь позаниматься с детьми вот из этой категории. Мы занимаемся уже, получается, второй месяц. Все мои сомнения ушли. Они очень талантливые. Я вижу, как они растут от занятия к занятию. Organizația de caritate Planeta Carității le oferă tinerilor și cursuri de origami, o tehnică japoneză de pliere a hârtiei care este folosită în reabilitare. Aceasta îi ajută să-și dezvolte motorica, imaginația și atenția. Potrivit datelor oferite de Agenția Națională de Sănătate Publică, în țara noastră sunt înregistrate peste 1000 de persoane cu sindromul Down și aproape 900 de oameni diagnosticați cu autism. Un motan din Ucraina a trăit timp de 5 luni printre bombardamentele armatei ruse de pe insula Șerpilor și a supraviețuit până a fost salvat de soldații ucraineni. Îl cunoașteți pe pisoiul șarpe, porecvit în cinstea insulei pe care s-a aflat în ultima perioadă în jurnal. Rusia, Ucraina și Occidentul trebuie să ajungă la un acord pentru a evita un război nuclear. Îndemnul a fost făcut de președintele Belarus, principalul aliat al Rusiei, într-un interviu pentru France Press. Potrivit lui Alexandru Lukashenko, singura cale de a ieși din conflictul este ca Kievul să facă concesii și să meargă la negocieri. Președintele Belarus, care a pus la dispoziție armatei ruse teritoriul țării sale pentru a ataca Ucraina, îndeamnă Occidentul, Ucraina și Rusia să pună capăt războiului. Ce Ucraina, pe vașa mnenie, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее, это философия. Поверьте, это философия. Главное – безопасность России. Președintele Belarus consideră că altfel lucrurile se pot agrava și mai mult, amintind că Vladimir Putin avertizase anterior că armata sa nu s-a implicat încă total în Ucraina. Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине. Давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти. Alexandru Lukashenko a mai spus că Ucraina trebuie să accepte că regiunile ocupate de Rusia în estul și sudul țării sunt pierdute. Это уже не обсуждается.
Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом. Лукашенко a atribuit Occidentului întreaga responsabilitate a acestui război, considerând că amenințarea pe care acesta o prezenta pentru Rusia era de asemenea natură încât Moscova trebuia să atace țara vecină. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете. Ваши наемники и ваше оружие. De la invazie, Belarusul a fost un punct de sprijin pentru campania militară a Rusiei în Ucraina, dar Lukashenko a evitat până acum să se implice direct în conflict. Potrivit liderului Belarus, războiul ar fi fost evitat dacă țările occidentale i-ar fi dat lui Vladimir Putin garanțiile de securitate pe care le cerea, adică retragerea Alianței Nord-Atlantice la frontierele din 1997 și încetarea apropierii Occidentului de Ucraina, pe care Rusia o percepe ca pe o amenințare. În decembrie anul trecut, Moscova a cerut Statelor Unite și NATO pe un ton ultimativ un set extins de garanții de securitate, printre care și cea ca Ucraina să nu fie niciodată acceptată în NATO. De asemenea, a cerut oprirea extinderii alianței și revenirea ei la nivelul dinainte admiterii țărilor din fostul bloc comunist în NATO. Autoritățile din Japonia au anunțat că nu-i vor permite lui Vladimir Putin să intre în țară în cazul în care acesta va dori să participe la funeraliile de stat ale fostului premier. Potrivit autorităților nipone, interdicția vine ca răspuns la invazia pornită de Vladimir Putin în Ucraina. Kremlinul nu a venit cu o reacție la această decizie. Fostul premier japonez a fost asasinat pe 8 iulie, fiind împușcat în timpul unui discurs electoral. Atunci Putin a transmis un mesaj de condoleanțe. Anastasia Nikita a obținut încă o medalie de aur de această dată. Moldoveanca s-a dovedit a fi cea mai bună la un turneu din Polonia. La Chișinău, sportivul Vadim Buzdugan a fost desemnat câștigătorul primului campionat de sub desfășurat în țara noastră, la care au participat în jur de 50 de concurenți. Iar fotbaliștii de la PSG aflați într-un cantonament în Japonia s-au aventurat să lupte pe tatami cu judocanii niponi. Vedeți mai multe imagini cu ei la știrile din sport. Un motan a supraviețuit ca prin minune timp de 5 luni sub ocupația rusă de pe insula Șerpilor din Marea Neagră, în timp ce teritoriul era intens bombardat. După retragerea trupelor ruse, pisoiul a fost observat de forțele ucrainene prin intermediul unei drone care survola zona, după care micuțul pufos a fost salvat și evacuat. Aceste imagini au fost filmate în timpul operațiunii de salvare a micului gemotoc de blană, care a supraviețuit ocupației ruse timp de mai multe luni. Salvatorii săi i-au dat un nume, Șarpe, în cinstea insulei pe care s-a aflat în toată această perioadă. La 2 săptămâni după ce a fost salvat, Șarpe a fost scos la joacă pe malul râului Nipru din capitala Kiev, fiind prezentat câtorva reporteri. Soldatul care l-a preluat de pe insulă spune că operațiunea de căutare a pisoiului făcea parte din misiunea militarilor. Am etapă operație z drona была снята територия и командир идентифицировал нашего побратия и одна из задач была поставлена нашего нового побратия в строй. Как вы его искали? Он же маленький. А он, честно говоря, нас сам нашел. Поэтому мы думали, что это будет сложно, но он нас нашел и, скажем так, помогал собирать трофеи. Поэтому все получилось. Шарпе, мотанул supraviețuitor de pe faimoasa insula Șerpilor din Marea Neagră, este acum un pisoi alintat care și-a găsit alinarea și liniștea după spaimele prin care a trecut pe insulă. How was your experience in occupation? Nu este clar ce a mâncat în toată această perioadă felina. Starea fizică a acesteia era bună atunci când a fost găsită. Potrivit salvatorilor săi, Șarpe a fost adoptat de o familie ucraineană. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Battleship Invasia. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222136645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005508. O seară frumoasă să aveți!